trei școli din comuna Scânteia vor avea din toamnă grupuri sanitare moderne, realizate cu bani de la Consiliul Județean. Măsura a fost aprobată anul acesta din bugetul județului, fiind alocate 2 milioane de lei. Pentru școlile improprii din Scânteia au fost repartizați 131.000 de lei. Primarul comunei Scânteia, Mihai Darabană, a declarat că de noile grupuri sanitare vor beneficia din toamnă aproape 250 de copii. De toalete sunt toalete realizate prin într-un container. Ele vor funcționa, deci, la standardele foarte înalte. Deci este curat, sunt încălzite, au apă curentă realizată dintr-un bazin cu apă, acolo unde nu avem sau acolo unde avem fântână prin hidrofor, și au toate condițiile unei toalete moderne. În cele trei locații avem aproximativ 250 de copii, 240 de copii care vor beneficia de această investiție, bineînțeles, și cu contribuția noastră a Consiliului Local. La preluarea mandatului, nici în afară de școala, locația Ciocârleș, care aparține de școala Axinte Uricariu, era singura școală cu toalete în interior.